Eu sunt cu problema și aș vrea să spun că stau acolo de 33 de ani. Am băiatul care susține să iei acolo, pentru că el acolo a crescut și suntem o familie, cum să spun, mai numeroasă, băiatul n-are unii să stea, vrea și el să stea acolo cu mine. Una, pământul ceala se trage de la niște rudea noastră. Neavând, cum să spun, un mătușul de-a meu a avut grijă de moșul respectiv care a stat acolo, tot rudă de-a noastră, nici făcându-i acte ca să-i dea pământul, cum trebuie să-i dea, așa, la... ca să-i... poate să-i facă, să-i treacă pe numele. O apucat a murit bătrânul și a rămas și a fost luată la stat. Deci acolo e și o moștenire din neamuri în neamuri. Dacă stați și mă gândesc bine. Una, ca doilea, e și un loc jos acolo. Domnul băiat, e major? E major, are patru copii. Dacă este major, face el cereri, da, dacă cetățean al Dorogoi. Nu dumneavoastră, dumneavoastră face cereri pentru aia 300 de metri pătrați. Vorbesc eu acum. Deci face cereri, dumneavoastră face cereri pentru cei 300 de metri pătrați. Care este intrat în poziție de cumpărare? Iar băiatul Matoare, care este major, cu serviciul Dorogoi, face el cerere să sorește pământ. Nu dumneavoastră. Mă scuzați, cererile e cu păcuțe. Băiatul nu e în localitate și de asta am venit eu acum. El are patru copii, o familie mai multe. Eu am și eu niște ani. Dacă voi să fie aproape de mine, să mă ajute. Doamnă, eu, indiferent cum părați dumneavoastră, Băiatul dumneavoastră are același lucru, pentru că este vorba de 900. Dumneavoastră, după aia cei 900, putea să împărțiți cum dorează dumneavoastră. Să vă rămâneți dumneavoastră curte, să dați și la băiatul dumneavoastră. Dacă băiatul dumneavoastră face cereri și consilierii spun că voteze, eu inițiez din nou un proiect de hotărâre așa cum se vrea. Doamne, o cerere separată. Deci luați loc deocamdată. Auziți, două secunde, dar de ce suntem așa de votați? Hai spunem 600 de acolo, s-au modificat, dar putea face amendament 600, domnul Ciornei. Și gata, rezolvăm acum cazul. De ce suntem cărcotați? De ce să mai vinim o dată pe același proiect? Dacă sunteți de acord. Da, dacă sunteți de acord cu proiectul ăsta, pune doamne, și asta e diferența. Cine e titularul cererii? Păi băiatul e titularul cererii. Are locuiță doar serviciul Dorogoi? Nu, că nu. Titularul cererii, dar ce treabă are în terenul cu locuiță? Nu, că nu te vezi. Nu că la anele aici. Nu, că la anele aici. E ca să cu anele aici. Nu, că nu te vezi. Haideți să mergem mai departe. La primărie, ce are de pământul nou, proiectul la primărie. Ce să ține, frate? Ce poți aveți? Până are 600 de metri pătrați pentru titularul cererii, care e major. Păi da, pune mai după amendament. Că nu poți fi dai 300 de metri pătrați. Dar trebuie să vină și mai departe. Băiatul are cerere.